Vă mulțumesc foarte mult că ați venit la conferința de presă de astăzi, deși este o oră de duminică destul de târzie, dar nu puteam să nu luăm poziție față de toate măsurile cinice care au fost anunțate deja de noul guvern. Mai grav decât orice, mi se pare intenția de a majora vârsta de pensionare la 70 de ani și nu este o inițiativă asumată de vreun parlamentar PNL și nesusținută de partid, ci este un anunț care a fost făcut de la tribuna Guvernului României, chiar de doamna viceprim-ministru Raluca Turcan, și care recunoaște că modificarea va fi operată în funcție de reacția societății. Cu alte cuvinte, dacă nimeni nu ia poziție față de creșterea vârstei de pensionare la 70 de ani, acest lucru se va întâmpla. Este o înșelătorie, o farsă ceea ce vă vând ei și este asumat de la cel mai înalt nivel politic, adică de la președintele României și de la primul ministru Ludovic Orban. Vreau să vă spun foarte clar că nu este vorba de o opțiune, ci de o constrângere care îi va forța practic pe români să se pensioneze la vârsta de 70 de ani. Haideți să vedem, înainte de orice, ce prevede actuala legislație. Și acum, dacă vrei să muncești peste vârsta legală de pensionare, nu te poate opri nimeni. Fie rămânând în funcție cu acordul angajatorului, fie pensionându-te și apoi reangajându-te. În actuala variantă poți primi însă și pensie și salariu. Varianta PNL te obligă să optezi, fie pensie, fie salariu. Nu se poate și una și alta și asta este valabil și pentru mediul privat, nu numai pentru bugetari, pentru că automat toți românii vor opta pentru venitul cel mai mare, adică pentru salariu, nu pentru pensie și astfel toată lumea va ajunge să muncească până la vârsta de 70 de ani, ca să nu mai spun că opționalul anunțat astăzi va deveni în foarte scurt timp cel mai probabil obligatoriu. Vă rog să cereți o statistică de la Ministerul Educației și să vedeți, de exemplu, câte cadre didactice care au vârsta legală de pensionare sunt încă la catedră, mai ales în zonele rurale, acolo unde este foarte greu de găsit personal calificat. Într-o țară unde speranța de viață a bărbaților este de 71 de ani, să vii și să vorbești despre ieșirea la pensie la 70 de ani este ca și cum ai recunoaște că de fapt nu mai vrei să mai plătești nicio pensie în România. E ca și cum familia pensionarului ar primi la pachet primul talon de pensie cu certificatul de deces. În nicio țară din Uniunea Europeană, vârsta de pensionare nu ajunge la 70 de ani. Cele mai mari vârste de pensionare sunt în Franța, 66 de ani și 9 luni, Italia, 66 de ani și 7 luni, Portugalia, 66 de ani și 5 luni și este inutil să vă amintesc ce proteste sunt la ora actuală în Franța din cauza faptului că se discută despre această vârstă de pensionare. În ceea ce privește creșterea contribuției la 6% pentru pilonul 2 de pensii, am atras atenția încă de la învestirea actualului guvern că acest lucru afectează pensia de stat, deoarece se diminuează procentul cotizat către pilonul 1. Nu pilonul 1 este caritas, așa cum ne spune domnul Câțu, pentru că statele nu dau niciodată faliment, ci pilonul 2 poate fi eventual caritas. Noi sperăm să nu se ajungă în această situație, dar cu certitudine Constituția României garantează dreptul la pensie de stat. După 10 ani de contribuție la pilonul 2, aș vrea să știți, pentru că este o informație prețioasă pe care nu ați văzut-o vehiculată în spațiu public până acum, în contul mediu al unui român s-a strâns suma de 6.671 de lei. Dacă mâine ar ieși la pensie și ar trebui să primească timp de 12 ani pensie, durata medie de viață luată în calcul după pensionare, adică 144 de luni, rezultă o pensie lunară de 46 de lei, adică 10 euro. Aceasta este pensia medie pe pilonul 2 de pensii. Presupunem că se dublează contribuția la pilonul 2 de pensii, asta înseamnă o pensie de 20 de euro.
Cine se așteaptă că va primi de la pilonul 2 o pensie decentă care să o compenseze pe cea de la stat, se înșeală amarnic. Este motivul pentru care ne batem cu toate forțele ca să fie aplicată noua lege a pensiilor 127/2019, cea care garantează românilor o pensie decentă. Vă reamintesc de asemenea faptul că 3,75% cât este astăzi procentul virat către pilonul 2 corespunde unui procent de 5% înainte de transferul contribuțiilor de la angajator la angajat. Am mărit procentul de la 3,75% la 6% pe actuala legislație. Este aproape o dublare a sumei nominale care va ajunge la pilonul 2, ceea ce automat atrage scăderea pensiei de stat de pe pilonul 1. Nu doar noi cei de la PSD spunem că ceea ce face PNL la ora actuală este un mare risc, o spune chiar și Academia Română în strategia de dezvoltare a României în următorii 20 de ani și aș vrea să citez. Dacă îmi permiteți, mai multe fonduri la pilonul 2 produc un risc financiar sistemic și o gaură de venituri în bugetul de stat pentru pilonul 1. Strategia a fost elaborată în anul 2015, când vă amintiți că în spațiu public la fel se discuta foarte mult despre pilonul 2 de pensii. Observăm însă în ultima perioadă un adevărat concurs între partidele de dreapta în a-și bate joc de pensionari. Înțelegem că USR, prin programul de guvernare, își dorește reintroducerea taxei pe sănătate pentru pensiile mai mari de 1200 de lei. Taxa aceasta a fost eliminată în luna februarie a anului 2017 de către guvernul PSD. Iar pensia medie, la fel, probabil că știți foarte bine, în decembrie a fost 1.326 de lei și rezultă că dacă se va aplica această măsură a USR-ului, toți pensionarii aflați în pragul pensiei medii vor avea o scădere a pensiei. În plus, USR insistă de asemenea pe privatizarea asigurărilor de sănătate, ceea ce știm cu toții că poate să ducă la colapsul sistemului. Actualul guvern, și nu numai el, ci și celelalte partide care îl susțin, ne spun că nu mai sunt bani de pensii. Să pornim de la anul 2016, când am preluat de la vechea guvernare Cioloș un deficit la sistemul de pensii de 16 miliarde de lei. Am ajuns prin niște măsuri bune pe care le-am luat în guvernarea noastră și care au fost transferul contribuțiilor și impozitarea contractelor part-time la nivelul salariului minim pe economie, să scădem acest deficit la aproximativ 2 miliarde de lei. Au eliminat impozitarea contractelor part-time, de unde vor pierde o sumă de 1,5 miliarde de lei, deși această măsură adusese 200.000 de contracte de muncă în economia albă. Transferă 2,25% în plus de la pilonul 1 către pilonul 2, ceea ce va adânci în mod evident deficitul. Nu aplică legea Teodorovici privind reintroducerea sancțiunii penale pentru stopajul la sursă, ceea ce înseamnă o mai mică colectare. În acest context putem să înțelegem declarațiile lor alarmiste care spun că sistemul de pensii intră în colaps iminent, dar cred că ar fi bine de precizat că la sfârșitul anului 2019 sistemul de pensii nu avea absolut nicio problemă și putea să susțină toate aceste creșteri de pensii. Spun că nu mai sunt bani de pensii, dar scutesc băncile de taxa pe lăcomie, care înseamnă 800 de milioane de lei, dau ajutor companiilor din energie de 330 de milioane de lei, pe lângă scutirea de taxe de 600 de milioane, scutesc companiile din energie și de plata certificatelor verzi, care înseamnă alte 500 de milioane de lei, scutesc administratorii pilonului 2 de pensii de mărirea capitalului social, care vă atrag atenția că însemna o garanție în plus pentru noi toți cei care avem unități de fond la pilonul 2 că vom reuși să recuperăm totuși ceva la vârsta de pensionare.
Iată că pentru români nu au bani, dar pentru corporații nu este niciun fel de problemă. Aș vrea să vă reamintesc pe scurt și care au fost măsurile pe care noi le-am luat în guvernarea PSD de 3 ani, 2017 până în 2019. Încă de la primele ordonanțe de urgență am eliminat impozitul la pensiile sub 2000 de lei și ulterior am scăzut de la 16 la 10% impozitul pentru pensiile peste 2000 de lei. De asemenea, pentru absolut toți pensionarii din România am eliminat taxa de sănătate care fusese introdusă în toate pensiile de către guvernul Boc. Vă aduceți aminte că atunci când Curtea Constituțională nu i-a lăsat să taie pensiile, au găsit această posibilitate de a le scădea totuși, introducând aceste taxe pe care noi le-am eliminat. Am majorat de asemenea pensia minimă de la 400 la 704 lei și punctul de pensie de două ori în anul 2017 de la 871 de lei la 917 și apoi la 1000 de lei în luna iulie, devansând practic cu 6 luni creșterea punctului de pensie. De asemenea, în anul 2018 am crescut la 1100 de lei punctul de pensie și anul trecut la 1265 de lei. În paralel am inițiat însă o nouă lege a pensiilor care elimina foarte multe inechități din sistem, cum ar fi pensii diferite pentru persoane care lucraseră același număr de ani în aceleași condiții de muncă, dar pentru că au ieșit pe legislații diferite la pensie, au ieșit cu pensii diferite, inechitatea între pensiile bărbaților și ale femeilor, chiar dacă au lucrat în aceleași condiții și același număr de ani, femeile ieșeau cu o pensie mai mare. Am diferențiat de asemenea pensia minimă, astfel încât o persoană care a muncit timp de 35 de ani să nu aibă aceeași pensie cu o persoană care a muncit 10 ani. Am luat în calcul acordul global și alte drepturi de natură salarială în calculul pensiilor. Am instituit beneficii pentru urmașii pensionarilor și am crescut gradual prin lege punctul de pensie până la aplicarea noii formule de calcul VPR, de unde de asemenea avem o creștere de 30% în momentul în care se va aplica. Și mai important decât orice, poate în acest context al zilei, am menținut vârsta de pensionare. De ce am făcut această trecere în revistă? Pentru că am constatat că actualii guvernanți vorbesc despre o nouă lege a pensiilor care să elimine, vezi Doamne, inechitățile care ar fi la ora actuală în sistem, în condițiile în care ei nu trebuie să facă altceva decât să aplice legea care a fost votată de Parlamentul României și, bineînțeles, de la 1 ianuarie ar fi trebuit ca să se apuce de recalcularea celor aproximativ 5 milioane de pensii ca să poată să fie aplicată noua lege a pensiilor. Bineînțeles că nu s-au apucat de recalculare, la nicio casă de pensii județeană nu a început această recalculare. Și noi considerăm că nu mai trebuie să caute niciun fel de justificare acum, pur și simplu trebuie să treacă la muncă și să lase mai ușor văicăreala de pe Facebook, că nu îi ajută la nimic. Am constatat de asemenea și cu cât cinism au vorbit despre pensia minimă care nu mai crește în acest an. Spun că nu sunt bani, deși efortul bugetar este infim, și ceea ce nu cunosc sau nu vor să spună guvernanții este că toți beneficiarii sunt oameni care au lucrat. Sunt unii care au lucrat 35 de ani pe salariu minim pe economie. Să vii de la cea mai înaltă tribună a României și să spui că nu mai crește pensia minimă pentru că acei oameni n-ar fi prestat nicio zi de muncă, vreodată mi se pare o enormitate și o bătaie de joc la adresa acestor pensionari.
După ce am reușit în aproape 3 ani de guvernare ca să scoatem din deprivare materială, care înseamnă sărăcia Luciei, aproximativ 3 milioane de români, măsurile pe care le iau acum prin necreșterea veniturilor în continuare înseamnă să adâncească și mai mult sărăcia din România. Nu am auzit de asemenea niciun lider al PNL-ului spunând cu subiect și predicat că din luna septembrie a acestui an valoarea punctului de pensie va ajunge la 1775 de lei. Toți vorbesc despre faptul că se respectă legislația în vigoare. Legislația în vigoare, știți foarte bine, poate să fie una astăzi, mâine se poate schimba prin ordonanță de urgență, prin angajarea răspunderii, chiar prin lege în Parlamentul României, dat fiind faptul că au o nouă majoritate, deci asta nu înseamnă că vom avea vreo garanție că din septembrie va crește vreo pensie în România. De altfel, cred că adevăratul motiv pentru care liberalii solicită alegeri anticipate înainte de luna septembrie, alegerile la termen ar trebui să fie la sfârșitul lunii noiembrie și investirea noului parlament în luna decembrie. Evident că vor alegeri înainte de luna septembrie, pentru că știu că atunci ar trebui să crească punctul de pensie și, de asemenea, tot atunci ar trebui să crească salariile profesorilor. Nu vor să-și asume, bineînțeles, măsuri nepopulare înainte de alegeri și atunci au găsit acest lucru, că e mai bine să devanseze alegerile ca să poată după să ia adevăratele măsuri de austeritate, pe care cred că România a început să le conștientizeze foarte bine. Dacă aveți întrebări, vă rog. Da, Vasilescu, spuneați că trebuiau să se apuce de recalculări pe pensii, astfel încât la 1 ianuarie 2021 să se aplice noua lege a pensiilor. Dacă întârzie foarte mult, 6 luni, sau nu se apucă deloc de calculări, nu se poate aplica de la 1 ianuarie noua lege a pensiilor? Este vorba de sfârșitul anului 2021, când ar trebui să se termine toată recalcularea pensiilor. Să nu uităm că vorbim de aproximativ 5 milioane de pensii, după ultima estimare, 4,97 de milioane de pensionari sunt în România. Deci este clar că trebuie să se apuce cât mai rapid de această recalculare. Noi o prognozasem că ea va începe de la 1 ianuarie anul acesta. Nu văd niciun fel de dorință a lor de a începe recalcularea pensiilor, ceea ce mă face să cred că nu vor să aplice această lege. V-am spus înainte care sunt beneficiile. Poate că nu este o lege perfectă, nu există o lege perfectă, dar cu siguranță ea corectează toate inechitățile care sunt la ora actuală în sistemul de pensii. Acel VPR pe care noi l-am găsit după calcule, știți foarte bine, care au durat peste un an de zile la Casa Națională de Pensii, garantează tuturor românilor o pensie decentă. Dar ei nu pot să primească această pensie pe noua lege dacă cineva nu le recalculează pensia. Este logic. Să vii acum și să spui că ai găsit inechități în sistem. Păi da, sunt inechități în sistem. De asta am creat o nouă lege. Că vrei tu să faci o nouă lege? Care este motivul? A, nu vrei să o aplici pe asta. De ce? Pentru că vrei neapărat vârsta de pensionare la 70 de ani? Sau pentru că nu vrei să dai toate beneficiile care sunt în legea respectivă? Nu este în regulă, pentru că legea a fost votată, vă aduc aminte, în Parlamentul României. Iar fi trebuit să intre în vigoare mult mai devreme dacă n-ar fi fost atacată la Curtea Constituțională și ar fi putut să înceapă recalcularea pensiilor de pe vremea noastră. PNL-ul a atacat-o la Curtea Constituțională pentru 2 paragrafe care au fost mai bine explicate, dar în principiu a rămas la fel și atunci nu, chiar nu înțeleg de ce acum caută tot felul de tertipuri doar ca să nu aplice această lege a pensiilor. V-aș mai întreba ceva. Scria zilele trecute pe o pagină de socializare faptul că cei de la PNL au cerut Comisiei de Muncă să abroge ordonanța prin care sunt plafonate pensiile speciale. Ne puteți da mai multe detalii dacă s-a întâmplat acest lucru, dacă Da, s-a ordonanța este la întâmplat. Comisie?
S-a întâmplat acest lucru, s-a votat în comisie, reprezentantul Ministerului Muncii a venit și a propus respingerea ordonanței de urgență din 2017, care plafona practic toate pensiile speciale. Cu alte cuvinte, aceste pensii vor crește, nemai fiind acea ordonanță de abrogare, fiind eliminată, automat acum se revine la vechea formulă de calcul, 85% din valoarea salariului celui care este aflat în plată, deci chiar dacă a ieșit acum 10 ani la pensie, tu primești 85% din salariul celui care se află în activitate în acest moment și după calculele noastre la vremea respectivă în 2017, când am hotărât să introducem această ordonanță de urgență, se sărea de la 9 miliarde pe pensiile speciale sau de serviciu până la 16 miliarde. Ori dacă ea va trece de plenul Camerei Deputaților, așa cum a fost votată în comisie la cererea Guvernului, automat toate pensiile speciale din România vor crește. Insist să spun că Partidul Social Democrat va vota orice lege intră în Parlament de eliminare a pensiilor speciale. Legile care sunt însă acum în Parlamentul României nu clarifică deloc problema, pentru că ele se aplică pe viitor. Cu alte cuvinte, o persoană care are deja o pensie specială nu este afectată absolut deloc. După apariția, cel care iese la pensie după apariția acestei legi va rămâne fără pensie specială. Deci, până la urmă, impactul bugetar este același și nu s-a rezolvat deloc problema și cred că cea mai bună variantă este a noastră, a celor de la PSD, care am propus eliminarea, care am propus impozitarea acestor pensii speciale în mod progresiv. Dacă mai aveți întrebări. Care credeți totuși că este, dacă spuneți că sunt bani și că nu acesta ar fi motivul, care credeți dumneavoastră că ar fi motivul pentru care vor să crească vârsta de pensionare la 70 de ani? Și de asemenea și pensia minimă să nu mai crească. Cred că este pur și simplu vorba de răutate. Noi nu ne-am împrumutat pentru pensii. Atenție! S-a spus mult. A fost o lozincă în campania electorală, PSD-ul s-a împrumutat pentru pensiile bunicilor noștri și vor plăti și copiii noștri cât s-a împrumutat PSD-ul. Uite că PNL-ul vine și se împrumută dublu decât a făcut-o PSD-ul, iar PSD-ul a susținut mărirea punctului de pensie nu din împrumuturi, ci din eliminarea deficitului. Noi l-am scăzut gradual de la 16 miliarde în 2016, am ajuns la 2 miliarde la sfârșitul anului trecut. Dacă se aplica și legea lui Teodorovici, probabil că mai rămâneam două luni la guvernare, evident că stopajul la sursă fiind o infracțiune reincriminată, ar fi crescut foarte mult sumele care vin către bugetul asigurărilor. Ce poți să spui unui guvern care se răzbună prima oară pe cei care au pensia minimă, pe care noi am găsit la 400 de lei, am dus la 704 lei. Anul acesta ar fi fost încă un efort de 10% pentru pensiile lor, infim, pentru Guvernul României, trebuie să o recunoaștem, dar asta ar fi însemnat că oamenii aceia care, atenție, au contribuit, au muncit în România, ar fi avut și ei o pensie cât de cât decentă, care să le asigure măcar hrana și facturile la utilități. E vorba de 200 de milioane de lei, ca să ne înțelegem despre ce vorbim. Și cu toate astea nu găsesc 200 de milioane de lei. V-am dat exemplu despre cum scutesc marile companii de bani. Deci bani există. Și marota asta pe care o tot aud de 3 ani de zile, tot timpul, nu sunt bani de pensii și de salarii, nu sunt bani de pensii. Cum Dumnezeului PSD-ul a reușit să găsească bani de pensii și de salarii fără să se împrumute așa cum o fac cei de la PNL, iar PNL-ul acum s-a trezit că este sistemul de pensii în colaps iminent și așa mai departe, plus declarațiile halucinante ale noului ministru al muncii, care îi face pur și simplu puturoși pe români că vor să iasă cât mai repede la pensie să nu mai muncească. Deci asta spune totul despre cum
Gândesc despre români, cei care sunt în actualul guvern. Spun că nu sunt bani nici pentru dublarea alocațiilor. Cu toate astea, președintele României spune că va promulga legea. Președintele României este obligat să promulge această lege pentru că nu are niciun articol de Constituție care să impună să nu promulge această lege. Și aici aș vrea să vă reamintesc că, vedeți, asta e istoria, tot timpul ne întoarcem în trecut, că atunci când pe un amendament la buget al celor de la PNL s-au dublat alocațiile copiilor, nu am mai făcut deloc atâta tam-tam că nu avem sursă bugetară, că nu avem bani de unde să... Am găsit banii și am dublat alocațiile copiilor. Acum este obligația actualului guvern ca să majoreze aceste alocații ale copiilor. Vor proroga cu un an de zile termenul de intrare în vigoare. Da, să sperăm că nu mai stau un an de zile la guvernare ca să proroge acest termen. Pentru că să știți că toate aceste legi de majorare a veniturilor pe care noi le-am făcut au stimulat foarte mult economia. Au mers în servicii, voucherele de vacanță pe care le-am dat noi au mers în turism și au dezvoltat turismul. Toate astea au făcut ca toate mecanismele statului să se învârtă și să ajungem în situația în care să avem o creștere economică record în Uniunea Europeană. Vă aduc aminte că am avut și 7% la sfârșitul anului 2017. Acum este o creștere prognozată pentru anul viitor de 2,2%. Deci ne întoarcem iar sub media Uniunii Europene. Și iarăși pun întrebarea, ce fac cu banii României acești oameni? Pentru că nu se văd în creșterile de venituri. Au stopat toate programele pentru fermieri, pentru antreprenori pe care le introdusese PSD-ul. Nu construiesc autostrăzi. Uitați-vă ce înseamnă bugetul de anul acesta în care sunt practic foarte puțini bani alocați pentru toate investițiile. Și atunci pe ce se duc banii românilor? Poate ne explică și nouă cineva totuși. Și dacă îmi permiteți și o întrebare pe o temă politică, vă pregătiți de congres, sunteți un lider important al partidului, veți candida la vreo funcție de conducere? Nu, am luat încă această decizie. Depinde foarte mult de decizia pe care o voi lua, dacă voi candida sau nu la primăria Craiovei. În proporție de 99% vreau să candidez la primăria Craiovei.